Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Cuvânt. Am ajuns în Tiberias. Nici nu știam dacă mai ne întâlnim cu celelalte echipe sau o să fim noi singure pe acolo, hai hui, pe toată plaja aia. Hai, dragilor, bine ați venit în lumea miracolelor. Trebuie să faceți și voi trei misiuni care vă vor aminti de, de minunile săvârșite de Isus. Și când am dat seama ce avem de făcut, am zis că nu o să mai avem sigur șanse să recuperăm ceva din urmă, pentru că din nou trebuia să lucrăm cu oamenii, știm și am mai trecut prin asta, știm cât de greu este să convingi oamenii să facă un lucru oricât de mărunt. Hello, sir! Hello, sir! You have wine? You have wine here? Perfect! Dar problema era că trebuia să găsim oamenii. Și dai seama, ziua în amiaza mare, te duci cu vin obligat forțat și pe căldura aia. How old are you? We just turned 18. Okay, 18, perfect. Le-am dat să bea, doar că nu prea aveau antrenament și trebuie să pierdem ceva timp lângă ele. We will lose this competition if you don't drink this. Găsi de-a și luat altă. Și trebuia să le și facem pozele. Dai seama, toată lumea când vede că mai îl și pui să bea și îi mai și faci poză, cum se simte omul? Ok. Perfect. Am reușit să ducem misiunea noastră la bun sfârșit și ne-am întors la doamna judecătoare, unde ne credeam că o să primim un plic și că o să plecăm de acolo. Opa, e bine? Da, vă dau acum acest plic. Mulțumim. Într-adevăr, plic ne-o dat, doar că acum trebuia să mergem să facem rost de 4 pâinici. Wait, she's gonna tell first. Să nu o ucizi, să nu e numele Domnului în deșert. Mulțumesc! Bravo, tată, că așa se face. Foarte bine, bravo, ăsta-i spirit. Și iubești aproape în capitin? Și ne-a dat ok. Slavă Domnului! Am trecut mai departe! Thank you, guys! Thank you, you're the best! Thank you! I love you! Am văzut că nu ne dă plic. Zice, le zic, pe plic, zic, pe unde trebuie să mergeți? Era pe o din asta, trebuia să ne așteaptă. Știi primul plic? Mai ții minte primul plic? Nu. Unde e plicul? Primul plic pe care l-am primit cu vinul? L-am aruncat într-un coș. L-am aruncat într-un coș sus, acolo. Știu unde l-am aruncat. Haide, da. Hai acolo. Dar trebuia să ne dea alt plic de aici? Nu, îți scria singurul plic acolo, acolo unde zicea... Nu știu cum de ți-a venit să-l arunci. Aveam multe mână și voiam să scap de ele, să nu mai avem nimic mână. Bă, dar suntem ceva, frate, n-ai cum, mă, n-ai cum cu noi. Hello, hello, sir. Do you hello. Know where we can find pita like this? This bread, pita, bread. Nu, du-te acum, caută pita. Nu mi-era greu, știam cum să găsim. Pâine, da, pâine toată lumea îți dă. Where? Here? Pita îți dă toată lumea, dar să găsești oameni pe care să-i pui să mănânce pâine, să mai stai lângă ei până termină de mâncat. Să le și faci poză, ca să ai dovada. Asta nici nu mai știam, cine o să stea... Cine o să mănânce toată pâinea aia? Maybe you can help us. You need to eat. The Armenian girl is very nice. Thank you. Thank you. Am oprit la un restaurant și toți oamenii care urmeau să-și cumpere de acolo de mâncare au fost hrăniți cu forța, pur și simplu. How are you? Hai să vă hrănească mama! Aproape că le-am băgat cu forța pâinea. Le-am băgat cu forța în gură, că i-am întâlnit pe băieții a doi și am luat... Hai la mama! Hai că-ți dă mama! Hai să-mi dea mama pituță! Și pur și simplu le băgam în gură cu forța ca să mănânce mai repede să putem să plecăm. Hai, ne mânce mama iubitul! Și le-am așa, am un pic să-ți fac poză. I love you, mama! I love you, mama! I love you, mama! Ai mâncat tot? 6, te rupe genunchi dacă n-ai mâncat. Full! Apoi n-avea timp să stau după ei să savoreze pita. Ei și-o mănânci, că eu trebuie să plec. Nu am timp să stau după tine să savorezi tu pita. Just a little bit more and then finish. Deci în România cred că am fi luat bătaie de nu știu câte ori pe stradă pentru așa ceva. Thank you so much, thank you. Thank you. Deci noi am dat vin cu forța. Am dat pită cu forța. Bye. Și acum nu știu ce mai urmează, dar poate că dăm și bătaie cu forța, dacă e caz. Deci trebuie să mergem să luăm 12 oameni. Să facem o poză cu ei. Please, please, stop, please, please. Hai să mai rugăm de ăștia aici. Unde mă duc? Unde mă duc acolo? Nu mai te la mașini. Lizzy, 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 vino dacă aici. Dacă mai sunt taximetriști, măi mamă, să vorbim cu cineva. Aud, nu te aud, iară te enervezi, de ce? Că tu mă enervezi, că vrei dacă merg. Că nu știu ce vrei să faci. Păi să facem ce... ceva, să plecăm să facem de aici. Ce? Păi să facem autostop, cum vrei să plec? Pe sus? Că e interzis să oprească. Hai, Lizzy, să mergem, hai, hai să mergem, de nebun. Uite, ăsta dă cu spatele.
omul inițial a oprit să vadă de ce avem nevoie, în niciun caz nu se gândea că avem nevoie să fim duși undeva. Și l-am convins să ne scoată din oraș. Dar cum bobilicile acum veneau? Erau, l-am văzut la judecătoare acolo. Și ele ce făceau? Nu știu. N-aveau oameni, nu? N-ai văzut? Girls, we need to make a photo with 12 people. Can you help us? Asta simboliza cumva cei 12 ucenici al lui Isus. I help you. Hai. Hai să dă la mine, că-ți duc eu, numai să faci poză. Și așa trebuia și noi, cumva, să luăm acești oameni, să facem o poză cu ei, să simbolizeze ucenicii lui Isus. Ok? It's ok? Thank you. Hai să văd dacă e ok poza. Thank you. După care, pe trei dintre ei, trebuia să învățăm în limba română câte două porunci din cele 10. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu ai Dumnezeu în afară de mine, să-și cintezi părinții, să-l iubești aproape tău ca pe tine. Și mai trebuie una. Să nu-ți faci chip cioplit. Atâta. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom.